O generație. Încep cu o afirmație extrem de tristă. Nația română este incapabilă să se autoguverneze. Voi centrați tirurile pe Voiculescu, pe Câțu, pe Arafat? Total fals. Nu ei sunt vinovați. Vinovată este întreaga societate, întreaga nație română, inclusiv voi. Să un exemplu cu acele ATU-uri mobile. Cine e de vină acolo? Muncitorii nu și-au făcut treaba. Incapabili și fără simț al responsabilității. Patronul n-a avut grijă să livreze un produs bun. Incapabil și el și lipsit de simțul responsabilității. Cei care au contractat respectiva unitate mobilă ATI. Incapabili să-și asume vreo responsabilitate și habarniști în materie de meserie, fără un corp serios care să autentifice valoarea și funcționalitatea acelor unități. Uitați lanțul, de sus până jos. Incapacitate și lipsă de responsabilitate la toate nivelele societății românești. Foișor, au fost scoși oameni cu dren afară, au operat cu o zi înainte, afară, din spital. Cine e responsabil? Cine a dat ordinul sau cine l-a executat? Generație, niciun pacient nu poate fi externat fără semnătura medicului curant, acelui care l-a operat în cauză, și fără semnătura șefului de secție. Și-au dat cei doi semnătura pe externarea pacienților proaspăt operați? Dacă da, trebuie tras la răspundere. Lașitatea acelor medici este la fel de vinovată ca și cei care au dat dispoziții. La baza tuturor acestor rele ale societății românești, școala românească, condusă de 30 de ani de niște dobitoci, absolut toți, de la miniștri până la profesori. Îmi pare rău, domnilor profesori, sunteți vai mama voastră. Scoateți pe bandă rulantă oameni fără caracter și idioți din toate punctele de vedere. Singurul loc în care gândirea mea este aceeași cu agunoiul ăla de Băsescu. Pe bandă rulantă îi scoateți. Proști și lipsiți de caracter. Societatea românească este condusă de oamenii pe care ați crescut voi, pe care ați învățat voi. Sunteți principalii responsabili. Mai devreme de 30-40 de ani nu se poate vorbi de o refacere a acestei țări. Decât în două cazuri. Înapoi la dictatură, îmi pare rău că vă zgârii urechile, sau fiecare alege soluții individuale. Am făcut această școală, Clubul de Afaceri și Politică SOV, pentru a vă da posibilitatea unor soluții individuale. De luni 19 voi introduce în acest club cursuri de accesare fonduri europene nerambursabile. Vă învăț de la A la Z cum să faceți să puteți accesa fonduri. Tehnici de vânzare. Vă învăț cum să vă vindeți produsele. Și două platforme cumplite de competitive. Probabil cele mai bune din lume. Să vă învăț să tranzacționați pe Forex și pe criptomonedă. Locuri unde să fac averi uriașe în termen scurt. Sau dacă nu sunteți bine pregătiți, puteți pierde averi uriașe în termen scurt. Dar sper să vă pregătesc atât de bine încât să nu pierdeți. Să zi bună, generație!